Ai voie zica, da? Ba da. Gică, cum a fost în această seară? Un stadion ar fi prins, a făcut recordul de audiență. Da, e un lucru extraordinar. Când ne-am gândit să facem acest eveniment, nu ne-am închipuit că o să fie recordul pe Arena Națională. Ne bucură enorm acest lucru. Înseamnă că lumea ne iubește, în continuare se raportează la performanțele noastre. A fost fiecare minut pe care l-am jucat astăzi, a fost super emoționant. Oamenii au scandat și am făcut o nouă remontadă. De la 2-0 am întors rezultatul la 3-2. Da? Suntem bucuroși că am încheiat acest drum extraordinar numit Generația de Aur cu o victorie. Da? Am suferit prima repriză, a doua a fost mai bine. Publicul impresionant. Da, au venit oameni din întreaga țară, ne-am întâlnit cu ei la hotel, am făcut fotografii, am semnat autografe, cred că ce n-am semnat toată perioada când am jucat la echipa națională ieri și astăzi. O zi memorabilă pentru noi. Au fost foarte mulți care nici măcar nu erau născuți pe vremea când jucați, când erau performanțele. Au venit însoțiți, cu siguranță, nu? Da. E important să ne cunoaștem istoria. Nu? Dacă ne cunoaștem istoria, e greu să clădim viitorul. Sunt convins că părinții au vorbit cu copiii și le-au explicat de toată generația de aur, de performanțele pe care le-am obținut și probabil că erau curioși să ne vadă la lucru. Din păcate nu mai arătăm cum arătam atunci pe teren, dar ați văzut că spiritul rămâne, am vrut să câștigăm acest meci, ne-am chinuit, pentru că în partea cealaltă am fost jucătorii incredibili, dar rămân clipele și momentele, cele două zile incredibile pe care le-am petrecut acum împreună și meciul din seara aceasta, avem un grup impresionant. Mulțumesc, Dan Petrescu, în meciul ăsta. Știm că e se putea mai bine. Pe total, peste așteptări, tot ce s-a întâmplat la această seară, organizare, meciul în sine, rivalii. Bun, am muncit enorm la acest proiect din octombrie, cred că atunci l-am lansat, au fost 7 luni. De muncă incredibilă cu echipă, cei de la Bazar, incredibil, super profesioniști. Cred că am făcut un lucru bun. A lipsit ceva? Minutul 3. Da, minutul 3 era ceva firesc să avem acel moment dedicat lui Didi, pentru că el niciodată n-a încetat să fie alături de noi. Ce mesaj aveți acum pentru noua generație care poate de ați văzut mozaicul de înaintea meciului nou? Acela a fost pentru echipa națională, să le urăm succes la turneul final, sperăm să se întoarcă cu un rezultat foarte bun de acolo. Mulțumim! Mulțumim.